Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la Vești și Povești. Ne aflăm astăzi la Albeștii de Argeș, acolo unde am fost invitați de asociația Lasă-mă să-ți aud glasul, o asociație al cărei președinte este doamna Iuliana Iancu, cu care stăm astăzi de vorbă. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, mă bucur foarte mult că v-ați făcut timp și ați venit la noi. Mulțumim mult! Pentru că așa putem să arătăm că existăm. O să încep prin a vă spune cum ne-am înființat. Am făcut asociația Lasă-mă să-ți aud glasul în anul 2011 și am pus acest nume după numele cărții unei autoare din Anglia, care a avut doi copii cu autism și a încercat singură să găsească modalități de lucru și a și reușit. Acest centru, această casă, această locație ne-a fost oferită de Primăria Albeștii de Argeș, de fostul primar, domnul Sava, care a fost foarte deschis la dorința noastră, a înțeles despre proiectul pe care noi dorim să-l derulăm și ne-a alocat această clădire. Clădirea la început, după cum o să vedeți din poze, era o simplă casă care nu avea decât pereții din cărămidă, fără cașos să fie turnat ciment. Dar important a fost faptul că noi am primit acest loc, pentru că altfel nu am fi putut exista și copiii nu ar fi putut să aibă posibilitatea de incluziune educațională și socială. În prezent avem 57 de beneficiari cu vârste cuprinse între 2 ani și 28 de ani, preponderent 37 din ei sunt copii cu autism. Noi facem identificare, diagnosticare și apoi facem proiecte de terapie în funcție de gradul de deficiență. Nu avem copii numai cu autism, avem copii și cu sindrom Down și cu alte diagnostice asociate, mental și fizic. Haideți să ne întoarcem un pic la anul în care ați început demersurile, pentru că știu din informațiile pe care le am, acest spațiu în care își desfășoară asociația în acest prezent, activitatea, a fost de fapt un grajd. Da, este adevărat. A fost un grajd de cai. Vis-a-vis de noi, este locul unde pasc caii. Și noaptea veneau și dormeau aici. Cum l-ați transformat? Cu ce bănuți l-ați transformat? Păi, la început am câștigat un proiect. Am mers în Timișoara împreună cu Fundația de Abilitare Speranța Timișoara. Am făcut lucrul acesta la început. Ei au fost promotorii proiectului Centre din Mediul Rural. Au înființat mai multe centre, cam 5 centre, printre care și noi. Este centrul Fundației de Abilitare Speranța pentru județul acesta. Este unic ca formă, ca destinație. După cum v-a spus, centrul se numește Centrul de Orientare, Consiliere și Asistență Educațională. Noi nu suntem doar pentru terapii. Facem și asistență educațională, dar avem posibilitatea să și orientăm copiii către o școală de masă, dar și către o școală specială dacă ei nu fac față. A fost un proiect, nu a avut un cost foarte mare, dar a fost un început.
a fost efectiv modul în care am putut începe pe acest proiect. Fundația de Abilitare Speranța, împreună cu Societatea Open Society Institute din New York, au deschis și derulat acest proiect la nivel de țară. Au câștigat Gala Societății Civile din 2013 și prin înființarea acestui centru a dat într-adevăr posibilitatea copiilor de a putea fi incluși educațional și social în școlile, grădinițele, creșele și liceele de masă din acest loc. Noi nu avem numai din Albești de Argeș și comune limitrofe, avem și din oraș, dar și din alte județe, cum ar fi Buzău, Prahova. Vin aici copii din Prahova și din Buzău? Da. Voi cazați sau vin cum? Acolo, la pensiune. Sau la... sau în oraș. Eu stau în oraș, am casă în oraș. Și uneori bunica lor este peste drum de... Au bunici aici. Au bunici aici. Așa se explică faptul. Așa se explică faptul că vin din Buzău aici. Bun. Câți copii ați avut la început, când ați deschis centrul? 20 de copii. Și cum au reacționat părinții? Foarte bine. Au fost foarte bucuroși. Au înțeles foarte bine despre ce este vorba. Își doreau foarte mult ca copiilor să meargă în școli, grădinițe, creșe și licee de masă, să fim cât mai aproape de normalitate. Știu, a spune normalitate este ceva relativ, dar pentru ei era tot ce era mai frumos și mai bun. Și este firesc ca copiii lor, tuturor, să li se dea, celor care pot, să li se dea această șansă. Să fie în școli, grădinițe, creșe și licee de masă. La început au venit cu puțină reticență și fiecare părinte care vine aici are o poveste tristă și la început mulți din ei plâng, se exteriorizează, mulți sunt introvertiți și nu arată lucrul acesta. Dar pe parcurs, când rezultatele copiilor sunt din ce în ce mai bune, felul lor de a fi se schimbă. Acest lucru se vede pe zâmbetul de pe fața lor, dar și pe felul în care ei sunt îmbrăcați, atitudinea, felul în care ei vin. De multe ori, a fi părinte al unui copil cu nevoi speciale înseamnă să fie acolo 24 de ore din 24. Și de multe ori părinții nu se mai regăsesc și se despart. Am făcut consiliere cu părinții foarte mult și am reușit să lucrăm programele de aici și acasă. Am făcut lucrul acesta și cu tații, dar și cu mamele, cu bunicii, cu unchii sau cu toți cei care veneau în contact direct cu copiii. Uneori chiar și cu vecini, că erau părinți care între făceau schimbul 1 și schimbul 2 și rămânea acolo o oră sau două și lăsau la bunici. Am reușit să găsim acea resursă și în acea oră vecinul acela lucra programul pe care noi îl dădeam acasă. Spuneți noi. Noi. Înseamnă o echipă. Înseamnă o echipă. Cât de mare este această echipă? Înseamnă 5 oameni. 5 oameni, adică dumneavoastră, care... Eu, care sunt psiholog, avem un logoped, un asistent social, un kinetoterapeut și un profesor psihopedagog. Nu avem femeie de serviciu, secretar sau alte lucruri. Acestea le facem noi. Programul nostru de lucru nu începe la 9 și nu se sfârșește la ora 15, cum scrie pe ușă, ci se începe la 6:30 dimineață și se termină, nu se știe când, seara. Dar suntem mulțumiți de rezultatele copiilor. Avem
concret lucrul acesta prin faptul că copiii noștri merg în spitale cum ar fi București, Timișoara, Arad, Oradea, sunt testați din 3 în 3 luni sau din 6 în 6 luni, vin cu acte care nouă ne dovedesc că ceea ce facem este un lucru foarte bun. Am fost felicitați de domnul doctor Budișteanu Bogdan, care este șeful secției de psihiatrie infantilă de la Spitalul Alexandru Obregea, și copilașul pe care tocmai l-ați văzut aici are remis 99,9% din sindromul autist. Deci aproape că nu se mai simte nimic din tot ceea ce a fost autism, doar foarte puțin, 1%. În cât timp? De când, într-un an. De când a venit la dumneavoastră? Într-un an, aproape un an. Dar a avut potențial. Sunt trei factori mari care nouă ne dau aceste rezultate. Vârsta la care copiii sunt diagnosticați, familia și potențialul copilului. Dacă toate acestea trei sunt îngemănate și ele există acolo, lucrul acesta este sigur o mare duce spre reușită. Dar spre surprinderea mea, am avut și copii care nu au avut foarte mare potențial, dar au avut o familie foarte bună, care au muncit foarte mult acasă împreună cu noi și el a făcut progrese. Și din păcate, am avut și copii care au avut un potențial foarte mare, dar o familie care nu i-a ajutat. Și din păcate, ei nu au avut același rezultat. De asta vă spun că lucrăm în echipă noi și familia, întotdeauna. Din numărul de copii pe care îi aveți aici sau i-ați avut de-a lungul anilor din 2011, de când ați început până în prezent, câți dintre ei s-au putut înscrie la școli normale? Toți copiii noștri sunt, toți beneficiarii noștri sunt înscriși în creșe, grădinițe, școli și licee de masă. Pot să vă spun cu bucurie că avem copii înscriși la școala de preoți din oraș la diferite nu știu cum se numesc clasele, au diferite profile. Să știți că suntem printre puținele centre din țară care reușim să avem copii nu numai la clasele 1-4 sau 5-8, dar am reușit să avem copii și la liceu. Ați pomenit de copii cu vârste mari. Cum da. Ajung la vârste atât de înaintate la dumneavoastră? Adică în perioada aceasta, când au ajuns la vârsta aceasta, au urmat alte programe sau nu au urmat da. Și sunt de aici din zonă? N-au avut sunt din zonă. Au fost o perioadă în care nu se cunoștea atât de multe despre autism. Au fost în altă parte și cam așa, în acest mod ei au ajuns Sunt aici. Rezultate la o vârstă mai înaintată? Sau da, dacă copilul are potențial, da. Care este cea mai mare, câți ani are cea mai mare? 27, aproape 28 de ani. Adică vorbim deja de un adult. Sigur. Pentru noi este tot copil. Și la această vârstă se pot face recuperări? Da. Programul nostru este un program pe tot parcursul vieții. În așa fel încât noi nu ne ocupăm de beneficiarii noștri doar pe o perioadă atât cât ei sunt elevi. Noi îi vom urmări pe tot parcursul vieții. Pentru lucrul acesta ne-am dorit ca în anii următori să facem o mini-fabricuță. Pentru ca cei care termină școlile să se simtă folositori în societate, să poată să-și întemeieze singuri familii,
și să ducă un trai decent după ce părinții lor nu vor mai fi. Pentru că, până la urmă, acesta este idealul fiecăruia. O mini-fabricuță de ce? O mini-fabricuță de legume și fructe. Este o zonă pomicolă, fructiferă, legumicolă. Și cam așa ne-am fi dorit să fie. Cât durează un program? Adică are o durată limitată de timp care se poate prelungi sau vine cineva aici pe o perioadă nedeterminată până când își rezolvă problemele? Sau până când pe tot parcursul vieții. Pe tot parcursul vieții este deschis, nu doar colaborați pe tot parcursul vieții. Atunci când el este mai bine, foarte bine, doar îl urmărim. Avem copii de genul acesta. Ei vin din ce în ce mai puțin. La început vin full time, deci 5 zile. Din 5 zile, noi lucrăm și sâmbăta. Pe parcurs, cu cât el este mai bine, da? Vine de 3 ori, de 2 ori, în modul acesta. Dar îl urmărim pe tot parcursul vieții, ținem legătura în fiecare zi cu toate familiile. Ei ne explică despre copil ce s-a întâmplat la școală, noi ținem legătura cu școlile. Câte ore pe zi lucrați cu un copil? Depinde de copil. Putem să lucrăm cu un copil de la o oră până la 4 ore pe zi, poate chiar mai mult. Depinde de potențialul copilului, depinde de nivelul la care el este, că mai întâi se lucrează, pentru toată lumea să se înțeleagă, se lucrează unul la unul pentru fiecare cabinet, un copil și un profesor, indiferent la care cabinet, dar ne dorim acum, pentru că această sală și sala de acolo, copiii au acum deprinderi și abilități de a lucra în grupă. Și noi vom face lucrul acesta acum. Vom avea copii care vor lucra în grupă. În fiecare zi cu un copil se lucrează și kinetoterapeutul și psihologul? Absolut, și logoped? Absolut. Sau pe zi? Absolut. Deci în fiecare zi pentru fiecare da. Copil? Da, în funcție de programul pe care noi l-am stabilit, da. Un copil poate să lucreze cu mine făcând terapia ABA, cu colega mea logopedie, kinetoterapie, dar și aprofundare materie, însemnând temele de la școală, și făcând aprofundare efectiv pe materia pe care a fost predată. Nu este timp la școală ca să se ocupe foarte mult de copil și atunci explicând, și vreau să vă spun că avem rezultate foarte bune. Suntem felicitați din multe școli, copii care aveau insuficient, acum au foarte bine. Avem carnete de note. Mi-ați spus despre cât de bine v-au primit părinții, dar aș vrea să știu cum a reacționat comunitatea în care vă desfășurați dumneavoastră activitatea. Adică comunitatea fiind oamenii? Adică fiind oamenii, oamenii din sat, da. Foarte bine. Au fost uimiți că în primul rând au fost uimiți că cineva a avut nebunie, au spus ei, să ia o casă de la zero. Nu credeau vreodată că cineva va lua această casă care era părăsită și că din ea va face un centru pentru copii. Nu credeau. Și au venit foarte mulți localnici și mi-a spus că e uimitor ceea ce am reușit să facem în 3 ani. Autoritățile din comună? Este o comună mică și nu au un buget foarte mare. Eu sunt mulțumită că ne-a fost dată locația fără să plătim. Nu plătim apa și nici gunoiul. Sunt facilități pentru noi. Contractul este pe 10 ani cu drept de prelungire. 10 ani din care au trecut deja 3. 3 din... Da, 3. Înțeleg că v-a ajutat fostul primar.
cu actualul primar, cu vă înțelegeți? O, bine. Relaționați. Bine. Primăria au trimis de Crăciun pentru copii cadouri. V-am zis, nu, un buget foarte mare. Cine vă susține financiar pentru investițiile pe care le faceți aici, pentru salarii? Pentru salarii, Consiliul Județean Argeș, prin Direcția de Protecție a Copilului, dar salariile nu sunt plătite integral. Dările angajatorului către stat trebuie să găsim finanțare, iar, din păcate, anul acesta, mai mult decât atât. Deci ele nu mai sunt nici măcar în cuantumul salariilor de anul trecut. Din ce motiv? Nu ni s-a explicat motivul. Și investițiile aici cu ajutorul cui le-ați făcut? Sponsorilor, în general, din alte județe. Dar și pe plan local. Camera de aici și camera de alături mi-ați spus că nu sunt mobilate. Și în afară de noi, ce ați mai avea nevoie? Am avea nevoie pentru kinetoterapie de niște seturi speciale. Noi lucrăm terapia 3C a domnului Paul Cojucaru și costă cam 50 de milioane. Aparatură? Da. Nu este o aparatură, sunt niște seturi. O să vi le arăt jos că avem broșuricile de la ele. Și în afară de acele seturi? În partea cealaltă va fi o sală de grupă. Acolo, cum ați văzut, este o masă. Mese și scaune avem, dar și material didactic. Am mai avea nevoie de material de dezvoltare personală. Încet, încet sperăm că le rezolvăm. În cel mai scurt timp o să mutăm ceea ce este jos la kinetoterapie aici. Deci vom putea funcționa. Doar că încercăm să găsim bani pentru cele două seturi. Pentru că este o sală mai mare, copiii pot să lucreze în grupă și vor să facă trasee și tot felul de lucruri. Întrucât am fost puși în situația de a renunța la unii dintre copiii, ne-am gândit că e momentul să facem totul pentru a-i păstra pe toți și a le asigura terapiile de care au nevoie. Pentru că toți au nevoie de terapii și a alege între ei ar însemna discriminare. S-a încheiat o convenție de parteneriat între Consiliul Județean și toate ONG-urile, printre care și noi. Ni s-a cerut, printr-o convenție, să facem un cost pe beneficiar care să cuprindă toate cheltuielile. Noi am făcut lucrul acesta, am făcut două costuri pentru că ni s-a spus la început că o să ni se plătească doar utilitățile și salarii. Și costul pe beneficiar, costul total al cheltuielilor însemna 4107 lei, iar costul parțial 2187 de lei. Când s-au repartizat banii, s-a luat în calcul costul cel mai mic, 2187. Ne-au repartizat o sumă, am primit o adresă. S-a propus preaprobare suma de așa care să asigure costul tuturor cheltuielilor aferente unui număr de 40 de beneficiari din cei 55 ai asociației. Ori această sumă nu ne ajunge să supraviețuim doar 2-3 luni. Cât înseamnă costurile dumneavoastră lunare cu salarii și tot ce aveți de plătit? Nouă ne-ar ajunge 164.000 lei cu totul. În fiecare lună? În fiecare lună. Acesta este costul? Nu, pe an. Costul anual. 164.000 lei. Cost anual. Și noi ni s-au dat doar 87.000. Adică jumătate. Jumătate, da.
pentru cealaltă jumătate trebuie să încheiați un contract peste câteva luni sau s-a spus din start că banii pe care i-ați primit trebuie să vă ajungă tot anul? Trebuie să ne ajungă tot anul, nu mai primim nimic. Am făcut contestație, deocamdată nu am primit niciun răspuns, sperăm să-l primim. Și mai încercăm. Sponsorizări nu cred că mai putem să primim datorită legilor în vigoare care interzic agențiilor economice să-și mai deducă din impozite. Deci automat impozitul trebuie să meargă la stat, nu la ONG-uri. Singurul sprijin al dumneavoastră vine de la autoritățile județene. Da. În rest nu aveți nicio altă posibilitate. Da, în momentul de față nu mai avem nicio posibilitate. Când ați făcut contestație? Săptămâna trecută. Dar noi am mers și în audiență, am spus și verbal nemulțumirea noastră, suntem înregistrați acolo că am fost. Am anunțat și de la Direcția de Protecție a Copilului. Ce răspuns ați primit până acum, chiar și verbal? Că atât am cerut noi. Atât am stabilit noi costul pe beneficiar. Dar costul nu era așa. Era 4100. Și la Direcția de Protecție a Copilului nu am reușit să vorbim cu nimeni care ar fi știut să ne răspundă. Am mers să semnăm convenția la cineva care nu avea niciun amestec cu stabilirea acestei sume. Și practic suntem discriminați. Sunt asociații care au cerut 5.664 pe beneficiar și le s-a oferit 11.283. Deci primesc o sumă de 5-6 ori mai mare decât a noastră pentru aproape același număr de copii. Și nu putem să înțelegem. Asociațiile despre care îmi vorbiți au făcut, ca și dumneavoastră, două hârtii cu două variante de sume? Nu. Au făcut doar o variantă. Doar o variantă, da. Dumneavoastră nu puteați să faceți doar o variantă de sumă, aceea cu 4100? Întrucât nouă nu ni s-a dat în niciun an ce am cerut, am sunat la Consiliul Județean să ne interesăm. Ce puteți să ne plătiți? La început ni s-a spus că ne plătesc doar utilitățile și salariile. Și am întrebat acolo o doamnă care era care trebuia să ne răspundă și ne-a zis, faceți amândouă variantele și cu toate cheltuielile și cu cheltuielile parțiale, că nu știu nici eu cum trebuie făcut. Și am făcut cum mi s-a spus. Și oricum, primul cost era 4107 și al doilea cost 2187. Și se vede, cheltuieli cu salarii și utilități 2187 și total cheltuieli scrie foarte clar 4107. În final, au recunoscut că am scris și 4107, dar nu ne-a dat nimeni niciun răspuns. Adică încă se mai poate face ceva? Noi credem că se poate face ceva. Credem că a fost o neînțelegere. Și depindeți de acest bănuț ca să vă puteți desfășura în continuare activitatea. Altfel, 55 de copii rămân fără terapii, pentru că aici am înregistrat progrese, nu vor să meargă în altă parte. În altă parte, unde ar putea să meargă? Care este cel mai apropiat centru în care ar putea să meargă copiii? Nu, asta o pot spune ei, nu noi. Dar sunt și alte centre aici la 20 zonă? De kilometri, nu. Ah. Nu, în Albeș nu. Sunt și alte centre, dar vin din Curtea de Argeș, din Șuici, Căpățineni, Oiești, Aref, Albești. Avem și din Buzău doi copii. Ne-a spus doamna Iuliana că sunt aici, da, în cursul terapiei, găzduiți de bunici. Da. Și dacă nu ar fi rezultate, noi nu le putem oferi masă, nu le putem oferi transport, ar merge acolo unde au totul asigurat. Și masă, și transport, și tot. Și puteți vorbi și cu părinții. Și, practic, e o discriminare. Un lucru foarte bun. Rezultate s-au văzut deja de la început în primele luni, primele două.
Câți ani are copilașul? 3 ani și 5 luni. Și ce afecțiune are? O formă de autism, o tulburare de spectru autism. În aceste 5 luni a făcut progrese... Foarte mari. Progrese foarte mari. Suntem foarte bucuroși că merge treaba cum trebuie. Și venim cu drag și sperăm că o să fie totul bine în viitorul apropiat. Dumneavoastră? Da, și eu vin cu copilul, are aproape 4 ani și vin de la 3 ani și vreo 2 luni. Are tulburare de spectru autism. Acum a început să vorbească de vreo 2 luni, chiar știe totul, făcând terapie ABA în permanență și la centru și acasă cu el. Face și terapie comportamentală, care are probleme și cu dezabilități de așa. Ce să vă spun, că sunt foarte mulțumită faptul că a început să vorbească, am fost foarte mult mulțumiți, în ultimele 2 luni foarte bine și-a dat drumul și vorbește, nu vorbește chiar clar, că o să facem în continuare, dar faptul că nu zicea nimic, deci absolut nimic, ce să vă spun, suntem foarte mulțumiți. De ce? Pentru faptul că, deci, doamna de aici, de la centru, lasă-mă să-ți iau glasul, se ocupă de ei, facem prezența noastră noi, ca părinți acasă, știi ce trebuie să faci cu el, deci trebuie să și știi, că degeaba dacă nu faci cu el acasă și nu știi cum să începi, cum să pași, ca să-i urmezi, ca să... Așa, normal că atunci, acasă, făcând și tu și tot timpul cât el are... vrea să facă și vrea, vezi că începe să vorbească și așa cu tot, mereu îți dai tot timpul și tu interesul, atâta timp cât vezi progrese. Ce să vă spun, că noi suntem foarte mulțumiți de centrul acesta, de ce? Pentru faptul că, deci, avem satisfacții, dar am înțeles că au și dânsele probleme cu banii, au salariu minim pe economie și dânsele, ca și noi, părinți, au familie, au și lor le trebuie la fel ca și la ceilalți. Noi nu putem să venim să plătim sau să tot timpul să că avem cheltuieli și noi venim cu ei, transportul și jucării și tot felul de astea cumpărăm și noi, ne dă și de la centru material ca să facem cu ei. Toate costă, pe când am înțeles că au probleme cu salariul, nu li se mai acordă salariul întreg ca și până acum. Asta depinde și de cei de sus, care am înțeles că pentru ONG-uri nu mai se dau bani decât în limite. Prea mult nu știu eu să vă spun, dar așa am înțeles. Ce să vă spun, că suntem eu și tatăl lui, deci suntem foarte mulțumiți. La alt centru nu cred că aș opta. De ce? Pentru faptul că să mă duc să las copilul acolo și să nu știu de el, m-ar îngrijora atâta timp cât vin cu el și văd ce se întâmplă, văd că face și să fac progrese, sunt foarte mulțumită. Cât de apropiat este centrul care ar putea fi cea de-a doua opțiune în afară de această asociație? E apropiat, este în oraș, noi suntem din oraș, dar atâta timp cât eu nu sunt cu copilul de față când face terapie și așa, nu m-aș înclina să... Deci vreau să văd, să văd atâta timp cât deci văd și văd și progrese, sunt foarte mulțumită, deci eu tot aici l-aș aduce. Spuneți-mi, vă rog, de când veniți cu copilul la această asociație? Vin de un an de zile, progresele sunt foarte mari, am venit, copilul nu vorbea mai deloc. Acum a început deja să vorbească, să comunice, să pune întrebări. Suntem foarte mulțumiți de doamne, deci chiar fără dânsele, chiar am spus că cred că nu puteam să-l fac să vorbească, fiindcă a avut o tulburare de limbaj expresiv și trebuia să privești, să privească la gurița ta cum așa. Și deci noi am încercat acasă, eu având încă o fetiță, dar nu am știut, dânsele au știut să mă învețe și pe mine să lucrez acasă și foarte mulțumită. Și am dorit ca și dânsele să poată să beneficieze de banii, de salariile care le au, fiindcă știu că au mari probleme. Noi fără centrul acesta, nu știu, n-am mai putea să mai evoluăm mai departe, am evoluat foarte mult cu copiii și suntem foarte mulțumiți.
Câți ani are copilașul? 4 ani și 3 luni și venind la 3 ani și 3 luni. Dumneavoastră? Am un băiețel de 14 ani și vin de vreo 3-4 ani aici și sunt foarte mulțumită. Eu fac lecții, ajută la lecții și kinetoterapie, gimnastică. El are o scolioză de care o menținem așa cum este și cu un corset și sper că să avem rezultate. Eu sunt foarte mulțumită de tot ce se face aici. Veniți în fiecare zi? Nu. De 2-3 ori pe săptămână. De câte ori avem noi nevoie, ne primește oricând. Dumneavoastră veniți în fiecare zi? Nu, de 3 ori pe săptămână, în care facem și kinetoterapie o zi pe săptămână și 3 de logopedie. Ați învățat să faceți acasă terapii, să lucrați cu copilașul acasă, așa cum lucrează doamnele aici? Da. Ne-au dat și material de aici, am mai cumpărat și noi și am învățat. Acum deja am ajuns la povești, poezii, mai lucrăm cu pazele, deci cu tot ce lucrează doamna, noi auzim, vedem și prin geam cu ce lucrează și cum face, procedăm la fel acasă și să văd rezultatele. Ar fi greu pentru dumneavoastră să vă deplasați la o altă asociație, la un alt ONG care face același lucru? Vă spun din propria experiență, am fost la o logopedă și nu s-a dat rezultate și nu aș merge, în principiu, fiindcă doamnele sunt atât de bune și m-au ajutat atât de mult, deci nu aș merge și sunt mai mulți kilometri de mers, dar nu aș merge fiindcă sunt foarte bune doamnele de aici și nu aș merge. De cât timp veniți cu copilul la această asociație? 3 ani. Ce afecțiune are? Asta e că nu prea... Autism. Ați văzut progrese în acești ani? Da, eu chiar am văzut. Chiar a făcut progrese. Chiar vine seara de la muncă, chiar acum mă strigă, vine bucuros la mine. Chiar e foarte mare progrese aici. Și sunt foarte mulțumit de acest centru. Este aproape de dumneavoastră. Ce a contat când ați venit aici cu copilașul prima dată? Cum ați ajuns aici? Păi... E și aproape, una la mână și am auzit că este bun. Am mai văzut lume care au ieșit aici așa și am zis, hai să încercăm și noi tot aici așa. Și și mai aproape de noi. Sunteți de aici din zonă? Da. E 3 km. Dacă nu ar mai funcționa centrul aici și ar trebui să mergeți cu copilul în altă parte, cum ați proceda? Păi nu știu. Chiar foarte greu ar fi. Nu știu cum să procedăm, dar eu cred că ar fi cazul ca să tot să funcționeze acest centru. Faceți acasă exerciții cu copilul așa cum ați învățat aici? Da, soția face, da. Chiar mi-a spus că face exact cum face și aici, așa că ea știe mai multe care este cum procedează. Mulțumesc frumos! Aceasta este povestea unui loc special și a unor profesori inimoși. Cu eforturi mari, au sădit speranță și zâmbet în sufletele și pe fețele unor părinți și copii pe care viața i-a încercat mai mult. Oameni care dăruiesc ajutor pentru că au învățat că dar din dar se face rai, dar care au, la rândul lor, nevoie de sprijinul comunității și care au simțit, în această perioadă, nevoia să-și facă auzit glasul.